Bună ziua, dragii mei, și bun venit la lecția de biologie! Sunt Mihaela de la Șantor și astăzi, în cadrul capitolului Organizarea sistemului nervos la om, vom vorbi despre cerebel. Encefalul este cel mai mare și mai important organ al sistemului nervos central, localizat în cutia craniană. Encefalul este format din țesut nervos, străbătut de o rețea densă de vase sangvine, care îi asigură oxigenul și substanțele nutritive și care îl eliberează de dioxidul de carbon și de toxine. Encefalul este format din trunchi cerebral, cerebel, diencefal și emisfere cerebrale. Dar noi, astăzi, vom vorbi despre cerebel. Iată, putem observa în această imagine cerebelul. Cerebelul, numit și creier mic, este așezat în partea dorsală a trunchiului cerebral și sub lobul occipital al emisferelor cerebrale. Vă reamintiți că acesta este trunchiul cerebral și atunci observăm cum cerebelul este în spatele trunchiului cerebral și iată sub lobul occipital al emisferelor cerebrale. Cerebelul este legat de trunchiul cerebral prin trei perechi de peduncul cerebeloși, respectiv prin mase de substanță albă. Cerebelul este format din două porțiuni laterale numite emisfere cerebeloase. Iată, le puteți observa aici. Emisferele cerebeloase sunt unite printr-o porțiune îngustă numită vermis. Suprafața emisferelor cerebeloase este brăzdată de șanțuri paralele. Șanțurile adânci de la suprafața emisferelor cerebeloase delimitează lobii. Ca și celelalte părți ale sistemului nervos central, cerebelul este alcătuit din substanță cenușie și substanță albă. Substanța cenușie este situată la suprafață, formând scoarța cerebeloasă, alcătuită din trei straturi celulare, dar substanța cenușie pătrunde și în interior, unde formează nucleii cerebeloși. Substanța albă se află la interior, fiind formată din fibre nervoase care sosesc de la măduva spinării, trunchiul cerebral sau scoarța cerebrală, fibre care au traseu spre măduva spinării, trunchiul cerebral sau talamus, și fibre care leagă diferite părți ale cerebelului între ele. Cerebelul este organul de adaptare al organismului la gravitație și inerție. El are legătură directă cu coordonarea mișcărilor corpului. Diversele porțiuni ale cerebelului au funcții diferite, cu atât mai complexe cu cât sunt mai nou apărute evolutiv. Arhicerebelul are legătură cu aparatul vestibular, intervenind în menținerea echilibrului. Paleocerebelul, numit și lob anterior, are legătură cu sensibilitatea proprioceptivă, având un rol important în reglarea tonusului muscular. Neocerebelul, numit și lob posterior, participă la reglarea mișcărilor fine de mare precizie. În anumite situații, cerebelul poate fi extirpat, respectiv îndepărtat. Extirparea cerebelului este compatibilă cu supraviețuirea, dar provoacă în primele zile tulburări grave motorii. Ulterior se instalează atonia, respectiv diminuarea tonusului muscular, astazia, tulburări ale ortostatismului, respectiv imposibilitatea de a sta în picioare fără o bază largă de susținere,
astenia, scăderea forței voluntare și oboseala musculară rapidă și mersul ebrios. După aproximativ o lună, tulburările menționate dispar progresiv, fiind compensate prin activitatea scoarței cerebrale. Această evoluție dovedește că principalele funcții ale cerebelului pot fi preluate de către scoarța cerebrală.